Medicul lui Shannon Doherty a făcut dezvăluiri cu tremurătoare despre ultimele clipe din viața actriței care s-a stins din viață după o luptă grea cu cancerul. Actrița s-a stins din viață în cursul zilei de sâmbătă 13 iulie, după ce s-a luptat mai mulți ani din viață cu cancerul. În vârstă de 53 de ani, vedeta a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015, iar în 2017 a intrat în remisie. După decesul actriței, medicul a declarat pentru revista People că relația lor a fost una foarte bună de la început până la final. Uneori se întâmplă pur și simplu, vibrația este potrivită și vă înțelegeți reciproc și înțelegeți ce înseamnă gândurile ca și cum v-ați fi cunoscut de ani de zile înainte de acea întâlnire. Ultima conversație pe care am avut-o era în curs de realizarea faptului că lucrurile au luat o întorsătură destul de semnificativă. Conversația a fost despre iubire și sprijin, despre grijă și despre a lupta în continuare. Voia să continue să urmeze tratamentul și să lupte, chiar dacă stare ei fizică se înrăutățise puțin. Și așa am făcut, a declarat medicul actriței. De asemenea, medicul a mai precizat că Shane-l a luptat până în ultimul moment și că a fost o persoană foarte puternică. În ultimele ore, ea se afla într-un loc în care se simțea foarte bine, dormea și era în tranziție și era înconjurată de unii dintre prietenii ei foarte apropiați. Camera era înconjurată de un grup select de prieteni care îi ofereau multă grijă și sprijin. A fost sumbru și trist, dar frumos și iubitor. Cel mai greu lucru a fost că ea nu era pregătită să plece pentru că iubea viața. Medicul își amintește de Shannon ca fiind foarte concentrată și echilibrată și că își dorea să trăiască fiecare zi așa cum ar fi fost ultima.